Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial în care vreau să vă vorbesc despre editarea digitală a imaginilor cu ajutorul aplicației GIMP. GIMP este o aplicație open source de editare a imaginilor care vine ca o alternativă la Adobe Photoshop, doar că este gratuită. Aplicația poate fi descărcată de pe website-ul gimp.org după descărcare și instalare, aplicația poate fi lansată în execuție, iar prima impresie pe care vă creează interfața grafică a aplicației poate fi un pic intimidantă. Dar nu vă faceți griji, vom trece rând pe rând prin aproape toate funcționalitățile aplicației. De exemplu, în partea stângă sus a interfeței aplicației găsiți instrumente cu ajutorul cărora puteți interveni asupra imaginilor salvate în format electronic în PC-ul dumneavoastră. Dacă vă deplasați cu mouse-ul peste unul din instrumente, veți observa apariția unui tooltip care vă va da câteva informații despre acest instrument. Totodată veți observa apariția unei scurtături de la tastatură pentru un anumit instrument. De exemplu, dacă deplasăm cursorul mouse-ului peste această pictogramă, vom observa că pentru instrumentul numit Zoom Tool avem scurtătura de la tastatură Z, iar pentru instrumentul numit Text Tool avem scurtătura T. O parte din instrumente conțin în partea dreapta jos un mic triunghi ce ne arată faptul că este vorba despre un grup de instrumente la care se ajunge prin executarea unui click dreapta pe pictograma acelui grup. Odată cu selectarea unui anumit instrument se schimbă și opțiunile ce apar în zona de sub-instrumente. Între aceste două zone regăsim două pătrate de culori diferite cu ajutorul cărora se pot selecta culorile pentru fundal sau pentru prim plan. Se pot interschimba aceste culori între ele prin acționarea acestor săgeți. Iar dacă se dorește revenirea la setările inițiale pentru aceste culori, se acționează aceste mici pătrate din stânga jos. În gimp se poate redimensiona această zonă a instrumentelor folosite, după cum se dorește, prin tragerea cu mouse-ul din această zonă la stânga sau la dreapta. În partea dreaptă a aplicației regăsim o zonă ce conține mai multe taburi ce vor permite un lucru mai rapid în GIMP. Regăsim setări pentru pensule, șabloane, setări pentru fonturi și chiar un istoric al acțiunilor pe care le-am realizat în GIMP. Pentru un click pe această pictogramă se poate adăuga un tab adițional, de exemplu un tab pentru culori în gradient. Se poate afișa un tab într-o fereastră diferită prin metoda drag and drop. Se poate închide acest tab acționând un click pe butonul X. Sub această zonă regăsim alte taburi, Layers, Channels, Path, taburi pe care vom vedea ulterior cum vor fi folosite. Interfața grafică a aplicației poate fi personalizată și mai mult acționând meniul Edit și apoi opțiunea Preferences. Cea mai importantă modificare a interfeței aplicației o puteți face din meniul Team, de unde puteți alege o temă mai luminoasă. Eu o să aleg tema implicită cu nuanță spre negru. Apoi, din meniul Icon Team, puteți alege cum să fie afișate pictogramele în interiorul aplicației. De exemplu, puteți alege pictograme colorate. Eu o să aleg în continuare pictograme simbolice. Apoi, din meniul Toolbox, puteți stabili cum să fie afișate instrumentele în zona Toolbox și ce instrumente să fie afișate în această zonă. Se observă că dacă debifăm instrumentul numit grup, dispare din Toolbox-ul din partea stângă sus. Putem alege. Să fie afișate instrumentele toate în această zonă, fără să fie categorisite pe grupuri. Eu o să las toate aceste setări la valorile lor implicite.